La mănăstirea Cerneți din județul Mehedinți a avut loc astăzi inaugurarea monumentului funerar ridicat de Episcopia Severinului și Strehaiei în memoria lui Tudor Vladimirescu la împlinirea a 200 de ani de la Revoluția sa. Slujba de binecuvântare a fost săvârșită de Preasfințitul Părinte Nicodim, Episcopul Severinului și Strehaiei, în prezența autorităților locale și centrale și a mai multor personalități culturale din județul Mehedinți. După slujba a fost deschis simpozionul dedicat bicentenarului Revoluției lui Tudor Vladimirescu. Tudor a fost omul care a deschis calea reformelor din secolul al XIX-lea. El a fost cel care a dat un steag al Revoluției. El a fost cel care a deschis calea pentru societatea filarmonică care ridică spre cultură țara. El a deschis calea spre Revoluția și programul din 1848. El a deschis calea spre unirea principatelor dunărene. El a deschis calea spre războiul din 1877-78 și a deschis calea spre independența tuturor românilor. În cadrul simpozionului, Preasfințitul Părinte Nicodim a primit din partea Asociației Naționale Cultul Eroilor Regina Maria, filiala județeană Vâlcea, o diplomă și o monedă aniversară. Distincția a fost oferită cu prilejul împlinirii a 100 de ani de la recunoașterea Marii Uniri de la 1918 prin semnarea Tratatului de Pace de la Trianon din anul 1920. Acum, la împlinirea 200 de ani de la plecarea lui din lumea aceasta, Episcopia împreună cu sprijinitorii noștri a reușit să ridice acest cenotaf pentru ca el să rămână în memoria generațiilor viitoare, să fie pomenit aici de soborul de maici, de părinți. Și cred că în felul acesta, ceea ce el a realizat pentru binele poporului nostru, înlăturarea domniilor fanariote, chiar dacă a trebuit să își dea viața, să moară eroic, rămâne în conștiința neamului nostru și în generațiile viitoare. Astăzi am asistat împreună la, să zicem, sfințirea unui cenotaf, eroului nostru Tudor Vladimirescu, eroul oltenilor, și pe această cale vreau să mulțumesc Bisericii Ortodoxe, Episcopiei Severinului și Strehaiei, Preasfințitului Nicodim, primarului Constantin Trușcă, pentru că au grijă de istoria încărcată a acestui județ și de istoria încărcată a acestei comune. Să nu uităm că în această comună sunt foarte multe locuri istorice care trebuie puse în valoare și trebuie să ne aducem aminte de fiecare dată, pentru că numai așa putem merge spre viitor știind istoria și comemorând și aducând tot timpul în atenție ce au făcut înaintașii noștri. Cenotaful e un termen grecesc, este înseamnă mormânt fără, mormânt gol, fără niciun însemnânt. Se practica în mentalul sătesc, țăranca româncă, atunci când de pildă la Stalingrad aflacă soțul, fratele sau tatălui a murit, venea doar în științare, ea doar ce făcea? Mergea la locul ei de veci în cimitir, mai punea o cruce, îl jelea și îl pomenea în fiecare an. Este un personaj de anvergură națională, fără îndoială, cum spune un istoric care s-a ocupat foarte mult de revoluție, de personajul istoric. Foarte, foarte greu poate să fie desprins din legendă și asumat de istorie. Aș spune că toate cărările, toate drumurile acestea din Mehedinți au fost bătute de el ca vătaf de plai și ca om care era legat foarte puternic de pământul din care provenea. Manifestările vor continua și mâine la Preșna, satul natal al lui Tudor Vladimirescu. Aici, Preasfințitul Părinte Nicodim va săvârși Sfânta Liturghie, care va fi urmată de un nou simpozion.